Bună seara, stimați telespectatori! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. De această dată discutăm despre calitatea apei pe care o consumăm, despre faptul dacă corespunde ea calității și dacă, așa cum s-a vehiculat deseori în media, există riscul ca această capitală a Republicii Moldova să rămână fără apă. Aceste aspecte, dar și altele, vom încerca să le abordăm împreună cu Vitali Mocan, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Victor Poliakov, consilier de asemenea PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Bună și nu în cele din urmă, Anatolie Prohnitski, președintele Partidului Verde Ecologist din Republica Moldova. Bine ați venit, domnule Prohnitski. Mulțumesc, bună seara. Domnule Mocan, haideți să începem în această emisiune prin a explica celor care ne vizionează la această oră dacă ceea ce ajunge la noi în robinete corespunde calității și normelor sanitare, dacă e să luăm lucrurile așa la modul cel mai direct, pentru că în repetate rânduri cei de la Apă Canal, chiar dacă nu mă înșeală memoria, acum un an și mai bine, ex-directorul general al acestei întreprinderi ne asigura că și dânsa consumă apa din robinet care vine. Care e poziția dumneavoastră? Vă rog. Deci despre calitatea apei, deci mai bine poate să spui domnul Anatol, da. Dar referitor la calitatea prestării serviciilor de apă și canalizare în municipiul Chișinău, sunt întrebări foarte multe, referitor la deconectări de apă, referitor la rețelele între cartiere și magistrale în municipiul Chișinău. Deci rețelele sunt vechi, noi știm cu toții. Da, bine, acum este aprobat de către Consiliul Municipal și Apă Canal implementează proiectul de reabilitare în cadrul circa 63 de milioane de euro costul proiectului. Deci proiectul prevede schimbarea a 60 km de rețelele, dar totuși sunt probleme în aparatul administrativ, în administrația, anume și viziunile întreprinderii referitor la prestarea serviciilor. Și modificarea legislației, tot nu în ultimul rând, care ar trebui să soluționeze probleme și să ridice nivelul de prestare serviciu, tot nu face lucrul acesta și sunt mai discutăm. Domnule Mocan, noi deseori asistăm la un paradox și când zic lucrul ăsta vreau să dau explicarea de rigoare. Deseori are loc reparația unei porțiuni de drum, X, nu contează, după aceea, o perioadă nedeterminată de timp, apar muncitorii de la Apă Canal care sapă exact în aceeași regiune pentru a efectua anumite lucrări de reparație. Așa ne explică cel puțin dânsii. Întrebarea apare din această stare de lucruri. Există o colaborare între cele două instituții municipale și dacă nu, de ce? Pe parcurs a 4 ani de zile de când sunt consilier și colegi împreună, noi nu vedem conlucrarea aceasta între subdiviziunile primăriei. Eu nu știu cum repară ei drumul și pe urmă se uită că trebuie să repare apeduct și canalizare sau rețelele de termoficare, dar pentru lucrurile acestea este responsabil nemijlocit direcția transport, care eliberează toate permisiunile pentru executarea lucrărilor și care ar trebui să aibă grijă că toate lucrările se meargă concomitent sau... Deci, înseamnă că e problemă în direcție transport și în management defectuos a primăriei municipiului Chișinău. Domnule Poliakov, vă rog. Dacă îmi permiteți să continui gândul domnului Mucan și ca să nu fim populiști, este vorba despre, facem trimitere la niște acte, Este vorba despre, de exemplu, unul din materiale pregătite de un lector Universitatea Tehnică a Moldovei la o conferință internațională științifico-practică, care a studiat tot acest sistem și a evidențiat mai multe puncte slabe, inclusiv și rețelele și instalațiile învechite, instalații supradimensionate, ce duc la creșterea costurilor specifice, multe altele, dar și la hotărârea Curții de Conturi din 2017, 1 septembrie, care a făcut audit la, și un raport în acest sens a performanței gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile din toată țara care gestionează cu sistemul de apă și de canalizare, care iarăși a pus în evidență, după ce a efectuat un studiu mai global, a pus în evidență mai multe puncte slabe care le-am
spus un pic anterior, dar și, de exemplu, ambiguitatea și implementarea neuniformă și necorespunzătoare a administrației publice centrale de profil, dar și administrațiilor publice locale, a cadrului legal și normativ. Și aici probabil că deja apart o să vorbim poate și despre legea numărul 33 cu privire la apă și canalizare, dar asta este, deci sunt chestiuni stabilite, verificate și stabilite de către instanțele inclusiv și de stat, dar și a multor specialiști în domeniu. Domnule Prochnițchi, eu vă acord aceeași întrebare pe care am adresat-o, ziceam acum un an și ceva, doamnei director de la Apă Canal. Și vreau să văd, răspunsul va fi unul diferit. Cetățeanul Prochnițchi consumă apă din robinet? Da, eu consum apă din robinet, însă... Aveți încredere în calitatea acesteia? Este purificată prin sistem, ulterior. Dar ce se referă la calitatea apei, știți, dacă noi discutăm despre serviciu de prestare a apei, și cum au vorbit și colegii de platou, administrarea în municipiul, mai precis, primăria municipiului Chișinău a încetat să fie administrată după plecarea domnului Serafim Urechea. Nu este administrată. Și nu este nicio sistemă și toate scandalurile astea, ce vreți, și corupție, și trădare, și însușire, și tot ce dorești. Nu este administrată. Și cred eu că o mare parte a angajaților de acolo merg pe formula bani, funcție, bani. Nu e un plan strategic de dezvoltare, inclusiv și a subdiviziunii apei canal. Este numit un șef, pe urmă este numit altul. Și este foarte mult populism. Pentru că ce spuneți dumneavoastră, da? Da. S-a demonstrat nu odată că apa din robinet e foarte calitativă și în Piața Mării Adunării Naționale și alte prezentări. Așa au fost analize. Însă, ceea ce au spus colegii de platou, da, pe un segment oarecare, posibil că calitatea apei este bună, însă rețelele sunt diferite și nu toți consumatorii primesc apă calitativă la robinet, în vedere la punctul final unde, mă rog, este consumatorul. În răspunsul dumneavoastră ați utilizat o noțiune cheie de la care vreau să pornesc, bani. Adeseori, conducerea acestei instituții ne asigură despre faptul că nu este profitabilă, nu este rentabilă. Trebuie să îi credem pe cuvânt? Nu. De ce? Pentru că viața a dovedit-o nu odată. Când o subdiviziune a statului, fie a primăriei, da? Ea este ulterior privatizată, oare dată în concesiune, peste un timp oarecare lucrează stabil și încă își aduce profit. De ce? Aceiași oameni și încă în cazul administrației publice locale când se află, da, o subdiviziune este finanțată, garantat, să zicem așa, nu trebuie să caut surse de finanțare, este finanțată garantat și este posibilitatea aceasta. Cred că multe surse care trebuie să fie îndreptate spre perfecționarea sistemelor de aprovizionare cu apă, de eficientizarea lor, cred, se cheltuiesc pe, după cum și nouă dată a scris mass media, se cheltuiesc pentru alte servicii care n-au legătură cu prestarea serviciilor și calitatea apei, pentru altceva. Sunt colaterale, spunem așa, oare, care nu sunt necesare și nu sunt legate cu activitatea. Domnule Mocanu, eu vreau să vă întreb, iată un pic despre faptul, iarăși Apă Canal, în mod repetat, făcea declarații că există o serie de beneficiari care s-au conectat samovolnic. Duce cineva o evidență? Pentru că, iarăși, la un moment dat, Apă Canal spunea că ei luptă cu aceste persoane care se conectează de sine stătător și au aplicat și anumite amenzi. De ce, totuși, acest nod gordian se creează în jurul acestor persoane care se conectează de sine stătător? E o problemă în viziunea dumneavoastră? Nu, eu consider că nu e o problemă așa de gravă cum prezint reprezentanții întreprinderii
pur și simplu, după părerea mea, ei distrag atenția de la probleme mai mari în cadrul întreprinderii, în cadrul legislației, în cadrul sistemului de prestare a serviciului, în care intră cât întreprinderea, atât și primăria, anume administrația publică locală. Sunt probleme cu mult mai grave cu care trebuie să rezolve întreprinderea. Deci, iată, cred că ați auzit și dumneavoastră, cel puțin această informație, dacă mă înșel memoria, vreo 3 ani în urmă, era publică, că s-au creat anumite ambiguități la ceea ce se numește modul în care au fost achiziționate anumite țări, anumite produse și cum au ajuns ele în țară. Pentru că s-a creat un întreg haos pentru a-și pierde cu adevărat urma, începând de la prețul real al acestora. Consiliul Municipal ține pulsul asupra acestor cheltuieli, încearcă să îi explice, încearcă să îi treacă la tablă pe cei care se fac, nu știu, vinovați? Nu, ca să fie clar, claritate pentru cetățeni, pentru toți, deci nu ține mâna la pus, nu are pârghii Consiliul Municipal să ții mâna la pus, anume referitor la activitatea economică a întreprinderii. Deci este, din partea Consiliului Municipal, este reprezentantul în societate pe acțiuni Apă Canal, numit de către primar interimar, care participă la ședințele Consiliul de Administrație, da, și câțiva consilieri din Consiliul Municipal intră în Consiliul de Administrație. Domnule Mucan, dar cum se explică faptul atunci când noi deschidem deseori robinetul pentru a lua apă, vedem nu că acea calitate lasă de dorit, ci este în două, cu rugină, cu, este cu anumite impurități. Aici, nemijlocit, trebuie să vorbim probabil despre țevile care pe o anumită porțiune, cer scuze, au fost înlocuite, pe alta rămâne de văzut, iar cele inițiale, cred că cel mai bine o să ne spună domnul Prohnitski, au câteva zeci de ani. E ca și dumneavoastră ați ajuns la problema cea mai mare. Nu e problema că s-a conectat o persoană sau două ilegal cumva. Problema cea mai mare că, și totodată vă răspund și la întrebare, este întreprinderea profitabilă sau nu este profitabilă? Ce înseamnă profitabilă? Ei poate nu schimbe țevile deloc, cum s-au petrecut ultimii 10 ani, că nu s-au schimbat, nu s-au înnoit rețelele, tot așteptau proiectul BIRD, care e acesta, credit, 63 de milioane. Și nu schimbau nici țevile, nici stația de epurare, nu făceau investiții mari. Și nefăcând investiții în fiecare an, rețelele se degradează și noi avem că întreprinderea profitabilă. Nu e corectă noțiunea că întreprinderea trebuie să fie profitabilă. Întreprinderea trebuie să prezinte raporte referitor la reabilitarea rețelelor, ca să fie, de exemplu, un procent careva, 5% din toate rețelele, anual trebuie să fie reabilitate. Și atunci noi putem să vorbim rentabilă întreprinderea sau nu rentabilă. Și că vine un director nou care vrea să arate că el e mai bun decât precedent, el arată că ia că noi am avut profit. Bine, dar câte rețele ați schimbat? Ați renuit sistemul. Dar ce ați făcut pentru acesta? Și a doua întrebare. Bine, cu ajutorul, cu susținerea noastră, noi inclusiv, a fost aprobat grantul și creditul pentru reabilitarea rețelelor. Implementarea proiectului. Noi vrem să vedem cât de... finalitate. La final, ce să avem noi din tot proiectul acesta? Și sau iară să apară probleme că bani s-au cheltuit și nu s-au făcut nimic. Da. Domnul Pulecov, ajungem la dimensiunea juridică. Aici vroiam să ajungem. Am avut legea 303, a mai fost modificat ceva. Avem și legea 323 care ne vorbește despre acest domeniu. Vreau să ne spuneți, care este poziția dumneavoastră, iată și în calitate de specialist în domeniul dreptului? Da, chiar acum revin, doar câteva cuvinte referitor la aluzia care ați făcut-o ceva mai devreme, atunci când ați spus că oare este transparent așa cum se procură, atunci când ați făcut aluzie la managementul defectuos și de fapt aluzia noastră este înserată în
hotărârea Curții de Conturi, care am făcut referire un pic anterior, și ea expres stabilește faptul și a constatat că, într-adevăr, la întreprinderea în cauză, la fel cum și în multe, multe alte întreprinderi în teritoriul Republicii Moldova, fiecare este o întreprindere a sa care gestionează cu domeniul furnizării apei și a canalizării și așa mai departe. Deci, la toate din ele s-au depistat un management defectuos și asta inclusiv și din exemplu care l-ați dat. Da. Ori, atunci când se adresează apă canal să fie aprobate tarifele la ANRE și atunci când ea include în stabilirea tarifului bunuri, materiale care au fost transmise cu titlu gratuit ori de către Consiliu, ori de către alte instituții, da? Atunci dar se pune întrebarea, oare este corect stabilit acel tarif? Sigur că nu, dar și multe, multe alte cazuri, cum se procură un bun sau altul, la ce prețuri, se face sau nu se face achiziție publică în acest sens sau se procură direct. Deci multe, în cumul, toate ele în cumul, de fapt și reflectă managementul defectuos în cadrul acestei instituții la noi în municipiu Chișinău, dar și în restul instituțiilor la noi din țară. Dacă e să vorbim, să ne reîntoarcem la întrebarea care ați spus-o, atunci dar eu vreau să spun așa că la drept vorbind, o asemenea lege, ea este necesară. Însă, ea este necesară atunci și ar trebui să fie adoptată. Ea nu a fost adoptată așa cum ar trebui, anume cum. Când pregătești o lege care presupune drepturile consumatorilor, drepturile furnizorilor, obligații și așa mai departe, tu trebuie să stabilești inclusiv și un mecanism clar cum elaborezi tariful, cum stabilești calitatea apei, cum anumite ghiduri cu privire la gestionarea apei și așa mai departe. Sunt mecanisme cum tu implementezi drepturile care le oferi, de fapt, obligațiile contractuale. Da. Deci cum tu realizezi tot asta? Din păcate, noi am oferit multe drepturi, am solicitat multe obligații, de fapt, Parlamentul Republicii Moldova care a adoptat, însă ne prezentând un mecanism clar cum toate ele se stabilesc, motiv pentru care de fiecare dată ne abatem cu careva neconcordanțe și venim după aia cu modificări la lege. De exemplu, încă în anul, dacă nu greșesc eu, 2017, domnul Lebedinski a venit cu deputatul PSRM, a venit cu o inițiativă legislativă prin care a adus modificări la lege în partea ce ține de obligarea furnizorilor de apă să încheie contracte individuale cu fiecare din consumatori în parte. Din ce cauză? Iarăși, din cauza faptului că nu este stabilit mecanismul clar. Iată, ok, apa a venit la branșament. Este un contor la branșament care indică un anumit anumite date, da. Însă nu se exclude faptul că sunt scurgeri chiar în ăsta la prima în podvale, solul casei. Și atunci dar cine poartă răspundere? Poartă răspundere cel care gestionează cu acest sistem la momentul de față, asta îndeopște asta cine e? Este administratorul blocului, ori este apă canal, ori este altă instituție care se ocupă. Și atunci dacă ei sunt răspunzători pentru faptul ca la consumatorul final să ajungă apa care el a folosit-o, atunci dar pentru ce dumneavoastră nouă ne includeți cu altă parte, da? Asupra care sunt tot mai multe semne de întrebare, foarte multe semne de întrebare. Deci asta este, noi avem un cadru legal, de fapt un act legislativ gata, deja aprobat încă din 2013, însă avem încă acte normative care trebuie să fie emise, adoptate ori de guvern și instituție în cauză, ori de administrație publică locală, ori de documente interne a întreprinderilor care gestionează, dar care nu au fost încă aprobate. Legea este, însă cum această lege lucrează? Nu pe toate segmentele se cunoaște. Iată care este cea mai mare întrebare în partea. Domnul Prohnițchi, dacă facem o incursiune sub aspect istoric, vreau să ne oprim în vara anului trecut, unde s-a creat o problemă pe care am discutat-o chiar și împreună în acest platou. Vorbeam despre alimentarea cu apă a municipiului Chișinău și atunci anumiți ecologiști, dar și responsabili de la apă canal ne spuneau că dacă temperaturile vor fi înalte și va scădea cursul râului, atunci riscă Chișinăul să rămână fără apă.
Mai e valabilă această preîntâmpinare? S-a întreprins ceva între timp? Și tot aici vreau să ne vorbiți și despre stațiile de epurare, dacă corespund normelor. Râul Nistru în Republica Moldova este coloana vertebrală a bazinului hidrografic. Și cu părere de rău se duc lupte și lupte crâncene, nu zic că război, dar sunt lupte cu reprezentanții UCR Hidroenergo, care planifică să construiască acele 6 hidrocentrale. Poate sursele media ziceau că s-a bătut în retragere, nu știu pe cât e de adevărat. Eu vă zic în cunoștință de cauz, sursele mass media preiau informație de unde... Nu întotdeauna verifică. De unde o primesc, mă rog. Da. Procesul încet, încet se împinge, să spunem așa, de către UCR Hidroenergo cu orice preț, pentru că acolo sunt foarte mult interes bani, financiar. Foarte mari, foarte mari. Nu e energie electrică, cât pentru a construi aceste hidrocentrale, acolo se cheltuie bani foarte mari. Și de aceasta, desigur că râul Nistru trebuie să fie viu, să activeze, și însă schimbările climatice nu pot să ne permită ca să fie evitate și temperaturile ridicate în vara care urmează. Și desigur, problema asigurării cu apă este o problemă foarte mare. Și dacă noi înaintăm pretenții UCR Hidroenergo că dorești să construiască aceste 6 hidrocentrale, noi avem Republica Moldova, păcatele noastre, și foarte mari le avem. Începând de la Naslavce și până la Ștefan Vodă, toate localitățile care se află pe malul Nistrului nu au sisteme de purificare. Oare dacă care sunt, nu corespund. Și tot se varsă în Nistru și se poluează, desigur, și la Vadul lui Vodă avem plajă, avem unde se anunță periodic că scăldatul este interzis și cu asta s-a spălat pe mâini, da? Dar ce se referă și la calitatea apei în Republica Moldova, iarăși, cum și-au menționat colegii, este foarte mult de platou, este foarte mult populism. La fiecare alegeri, după alegeri, oare doresc să câștige o funcție oarecare, se declară că avem construite atâtea aducte, atâția kilometri, atâtea localități. Realitatea e puțin altfel. 90% din fântânile din Republica Moldova sunt toxice. Împreună cu toate cele 3.000 de râuri, care curg râuri mici, tot care sunt poluate și sunt toxice. Apele freatice, iarăși, sunt toxice, sunt intoxicate cu tot ce dorești la noi. Și noi acum vorbim despre calitate. Dar ce este apa? Apa e baza la tot. Nu mai consum apă, dar și se prepară mâncare și este un circuit. Și desigur că noi trebuie să atragem o atenție sporită calității apei. Și dacă să vorbim despre municipiul Chișinău, iarăși, multe surse mass media de investigație le cunoaștem, au trecut aceste cercetări, ne-au dovedit, noi spuneți de conectări neautorizate. Persoanele fizice, mă rog, trebuie sigur și ele verificate și depistate și de aplicat legislația și amenzile respective, însă mai este și altă problemă conform acestor rezultate a investigației. Sunt persoane din cadrul subdiviziunii care sunt obligate să monitorizeze, să verifice contoare la agenții economici. Acolo sume foarte mari. Nu e un metru cub, doi. Foarte mari sume. Și desigur că cineva închide ochii, primește suma și toți, of, trebuie să plătim că avem pierderi, că avem ce. Și iarăși, ce au zis colegii de platou, normal este, omenește, indiferent, fie Europa, fie pur și simplu, omenește și gospodărește. Așa ar fi. Tu furnizezi servicii de la început până la robinet.
Astea sunt problemele tale. Tu trebuie să gestionezi tot, să-mi aduci acolo. Și eu trebuie să plătesc, consumatorul trebuie să achite taxa care este stabilită. Da. Și gata. Dar nu de dat unul pe altul. Domnule Mocan, vreau să vorbim despre stațiile de epurare. Iarăși cei de la instituția responsabilă ne spuneau că există mâl care nu a fost evacuat iarăși de zeci de ani și atunci are de suferit ceea ce ajunge la robinetul nostru. O leacă nu e chiar așa. Deci ce înseamnă nu a fost evacuat mâl, au fost evacuate acum tuburile date, acum se implementează proiect de reabilitare anume a stației de epurare, dacă noi vorbim de stației de epurare. Dar sunt mai multe probleme referitor la anume epurarea sau curățirea apei sau apei de canalizare. Deci, în primul rând, stația de mult trebuie să fie reabilitată și renovată. Acum sunt altele metode și mai economice, din punct de vedere economic, și, dar mai există și alte probleme. Întreprinderile care consumă multă apă, totodată și dau în canalizare, deci apele rezidoare acestea. Ape și calitatea lor nu corespunde normelor. S-a început odată când a fost directorul precedent, se verificarea acestor ape, anume ce conțin apele acestea și s-a terminat cu nimic. Dar e o problemă foarte mare, că după stația de epurare, în râul Bâc, se varsă apa care nu corespunde și de aici se începe poluarea. Și nu numai stația de epurare, dar problema altă, gunoiște de la Mina Purcel. Da. Care asedei de știri care a fost abuziv. Abuziv, da, este ilegal. Încălcarea tuturor legislațiilor. Erau reprezentanții partidului respectiv la putere și problema s-a soluționat. Corect. Fost din alt partid, un alt primar, de acum poate și stătem la pușcărie. Deci care legătură are cu apa? Noi avem, dumneavoastră ați spus, referitor la Nistru. În caz de necesitate, în Chișinău au fost sonde arteziene. La momentul de față, puține care activează sau care sunt gata să luăm apa de acolo. Dar calitatea apei rămâne de văzut, că avem mina de Purcel. Și aia că e legătură. Și noi, înțelegeți, noi nu putem să vorbim despre un subiect și să nu vedem alt subiect sau să nu atragem alte subiecte. Pentru că există o interdependență. Tot e legat și de asta și vă spun. Și referitor la ceea ce a spus domnul Prohnitsky, noi am ridicat întrebarea. Dumneavoastră spuneți că în Republică nu toate sate au. Noi uitați-vă suburbie Chișinăului, nu toate sate au probleme cu canalizarea și anume cu stații de epurare. Noi am venit cu diferite proiecte, dar susținere nu vedem din partea, chiar și din partea colegilor, chiar și atât și din partea administrației publice locale. Dar trebuie de clarificat întrebările date. Sunt orașe în Republica Moldova care în câmp pur și simplu se varsă într-un iaz, se varsă apă de canalizare. Domnule Poliakov, vreau să revenim un pic la contractele pe care ar fi fost cazul să le semneze fiecare consumator și vreau să vorbim și despre prețul pentru un metru cub de apă care ajunge în casele noastre. Dacă ceea ce achită astăzi consumatorul este prețul real. Vă rog. Da, într-adevăr, odată ce a fost adoptat legea în cauză, cu toate că foarte vag prevede faptul că trebuie să fie încheiate contracte, dar nu a prevăzut noțiunea expresă cu fiecare din consumator la care își făcea trimitere atunci când la instituții se apropiau proprietarii apartamentelor și doreau să încheie contractele. Ei spuneau că, ne scuzați, dar noi încheiem cu toți. Cu ce înseamnă cu toți? Asta înseamnă cu administratorul blocului. Cu administratorul blocului ce înseamnă? Da. Asta e o persoană care doar gestionează. Ea nu poate să-i adopte decizii care ar fi obligatorii pentru toți. Ori asemenea decizii se iau atunci când se strâng toți membrii blocului locativ. Dar asta din practică o șansă din 100 că se vor strânge mai mult de 50% din locatari împreună într-o ședință pentru a lua o decizie care ar fi obligatorie pentru toți. De aceea și trebuie să fie încheiată
asemenea contracte trebuie să fie încheiate cu fiecare în parte. Motiv pentru care și am avut temei de a pregăti o inițiativă legislativă și a fost înaintată în Parlament de către fracțiunea PSRM și în fine a fost obligat. Dar, iarăși, ca peste tot, se pun bieți în roate. Oricum, până la momentul în cauză, se eschivează de la încheia, în mod normal, un contract cu consumatorul. Aici sunt și alte momente, cum ar fi, de exemplu, cum să încheiem noi contract prin prisma legii cu privire la protecția consumatorilor, care expres spune că nu poate prestatorul de servicii, sau mai bine zis, este obligat prestatorul de servicii să discute fiecare din clauză aparte cu consumatorul dacă acesta o dorește. Și atunci doar noi nu putem vorbi despre un contract tip, da, pregătit și hai să încheiem cu toată lumea la rând. Sunt diferite situații. Proprietar, nu știu, trăiește la bloc, de exemplu, altul trăiește la casă pe pământ și atunci dar sunt alte cu totul, inclusiv și partea tehnică, da? Adică sunt chestiuni care trebuie de negociat în parte, ceea ce iarăși nu se face. Ce propune, nu știu, vin colegii dumneavoastră în calitate de consilier, iată, a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, ce ați propus pentru a redresa starea de lucruri? În primul și în primul rând ne-am gândit la cetățenii, partea defavorizată, să zicem așa, da? Cetățenii care nu au un venit atât de mare, motiv pentru care în Consiliul Municipal Chișinău am aprobat o decizie prin care am venit cu proiect de decizie cu privire la cuprila compensarea cheltuielilor, anume compensarea acestei cote părți și excluderea aceasta din factură. Deci, persoanele care beneficiază de 40% reducere la furnizarea apei inclusiv, ei au inclusiv și reducere la această cotă parte. Asta este pentru categoria cetățenilor care cu un venit mai redus. Dacă e să vorbim la plan mai general, păi atunci dar iarăși fac trimitere la modificările care le-am adus legii în cauză. Însă, totuși, fracțiunea noastră a venit încă chiar în perioada aceea a venit cu... am bătut alarmă vis-a-vis de faptul că legea în modul în care ea este prezentată în plenul Parlamentului este una nepotrivită. Deci ar fi corect și la momentul ce s-a propus să o abrogăm în totalitate și să venim în plenul Parlamentului cu o lege acceptabilă la care se va ține cont de toate circunstanțele vociferate de către alte instituții, toți și aceleași agenții pentru protecția drepturilor consumatorilor și alte instituții, în același moment să vie inclusiv și cu un pachet de acte normative, guvernul să vină cu un pachet de acte normative cu privire la stabilirea unor metodologii în ce țin de calcularea, stabilirea tarifului, calitatea apei și așa mai departe. Deci să fie un ansamblu de acte normative și legislative aprobate în Parlament, normative de către guvern, dar care să excludă mai multe neconcordanțe, să nu ne abatem. E că aici nu pot face una pentru că nu-mi permite legea. Aici nu pot face alta pentru că nu-mi permite actul normativ. Mă înțelegeți? Da. Adică în întregime. Nu astăzi fac o lege și poi mâini sau peste 10 ani am să pregătesc un alt act normativ. În acest. Da. Eu haideți o paranteză după ce aflăm și da, să adaug. Deci, careva momente. În primul rând, după părerea noastră, cota parte și legea 303 în varianta care a fost aprobată în 2014, cota parte este ilegală. Ca să evităm aceasta, ca să pentru cetățenii să fie, ca cetățenii să achită cota parte, noi am făcut următoarele. În primul rând, a fost modificată legea 303 la propunerea domnului Adrian Lebedinski, deputat în Parlament. Doi, noi am pornit cu doamna directoare, fosta directoare, am pornit proiect pilot în cadrul Comisiei Locativ Comunale, împreună cu fracțiunea noastră și împreună cu întreprinderea. Am pornit proiect pilot, 10 blocuri locative se încheiau contracte directe cu consumatori. Așa se numeau, se deschideau conturi personale. Da, e tot aceeași contract direct. După părerea noastră,
unica variantă legală și la care trebuie să ajungă toate întreprinderile prestatoare de servicii, să fie încheiate contracte directe cu între consumator și prestator de servicii sau apă canal la momentul de față. Și referitor la legea aprobată nouă 322, care a fost aprobată acum în noiembrie 2018, după părerea noastră, a fi încă mai complicat cu problema asta de cota parte. Deci e rămâne în vigoare, e stabilită în legislație și acum ca consumatorul se încheie contract direct cu apă canal, este aproape, nu poate să încheie contract direct. Și la diferite emisiuni, tot loc unde mă expun referitor la diferite probleme, eu aduc la aminte la cetățeni, la administrația publică locală sau la guvernarea noastră, că noi trăim în veacul 21. Cu tehnologii informaționale existente, noi de mult trebuie să implementăm. Acum sunt tehnologii care sunt contoare la distanță. Da. Noi dacă instalăm contoare sau sistemul informațional acesta, noi putem să vedem, noi, operatorul de la apă canal poate să vadă cât consumă apartamentul în momentul dat. Unde sunt scurgeri, nu numai în casă, în apartamente, în moment real, chiar și la trasee, el poate, deci sistemul permite să depisteze aceste lucruri. De ce noi nu implementăm? De ce noi nu mergem în pas cu lumea? Da. Domnule Prohnițchi, fără îndoială că ceea ce discutăm în această seară reprezintă o problemă pentru întreaga societate, dar cu permisiunea dumneavoastră o să vă acord o întrebare așa un pic cu o notă de umor. Dacă, iată, eu mâine, ca persoană fizică, aș procura un teren pe malul râului Bâc și mi-aș deschide acolo o spălătorie auto, cineva îmi va bate la ușă, mă va întreba ce fac eu dacă am anumite autorizații? Categoric interzis pe malul râurilor de dar deschis pălătorii și de orice activități economice conform legislației, depinde de mărimea ori debitul râului. Da. Sunt diferite, spunem, dimensiuni, da? De la apă, în stânga, în dreapta, sunt 50 de metri, 100 de metri, care 300, trebuie să fie respectați, de obligatoriu. Acolo nu se petrece nicio activitate economică. Orice activitate nu se petrece. Și adică ne asigurați că... Eu vă zic prevederile, da? La ziua de astăzi, chiar luni, da? Am fost la renumitul nostru râu Bâc, care în martie toată, o foarte mare parte a locuitorilor Chișinău, care gândesc, da, eco, au adunat toate gunoaiele, au fost și televiziuni și toți s-au informat, toți au bătut din palme. Mă să verific, care e situația acolo? Tot la poziția inițială. Iarăși gunoi, iarăși mizerie. Poliția ce face? Avem dosare deschise? Insist. Nu mă, da. Eu zic, ascultați, eu zic despre gunoi. Da? Acolo, după cum cunoaștem, de mai mult de 10 de ani, poate și vreo 15, nu știu, da? Da, de foarte mult timp staționează mașini care comercializează material de construcție, fie nisip, fie prundii și așa, și acordă servicii, macarale, servicii, transport. Și m-am adresat la două persoane, așa, 3-4 mașini, la direct, zic, uite, doriți să răspundeți, nu doriți, nu răspundeți, dar m-ar interesa. Zic, și m-am prezentat, cine este? Așa, dumneavoastră aveți autorizație de a fi aici? Nu. Achitați ceva taxe? Da. În fiecare zi, ori lasă, în fiecare zi, dar cui? Un surâs enigmatic și cu asta terminat. Oameni buni, dar cine nu știe de chestia asta? Dacă s-a format de acum și nu este altă posibilitate, măcar, zicem așa, legiferați ceva acolo și puneți condiții, da, așa, toți în stil liber. Dar cineva, banii ăștia îi adună, undeva se duc, așa. Și, da, colegii au zis de stațiile de purificare și de apele astea reziduale în procesul tehnologic a întreprinderilor, într-adevăr. Fiecare
întreprindere trebuie să aibă stația lui de purificare, așa? Acolo. Și nu se duce tot în stația centrală, spunem, de purificare. Însă o mare parte se varsă în râul Bâc, ajunge până la stația de purificare, unde apele tot se varsă, de acum cât de cât purificat, se varsă în râul Bâc. Însă ce se varsă acolo? Și ulei și tot ce dorești acolo și fel de fel de componente foarte nocive care ele trebuie să fie nu preselectate, preepurate, spunem, anume la întreprindere, la agentul economic. Și toți indiferenți. Și dumneavoastră a zis că legea a fost înaintată, parcă a fost elaborată nu, bună și când la adoptare de acum unele prevederi s-au pierdut. Așa a fost, da? De ce? Pentru că sunt, iarăși, interesele astea a formațiunilor oligarhopolitice. Ei nu se gândesc că trebuie să guverneze țara, că trebuie să fie pentru cetățean. Ei se gândesc, așa, dar cum eu o să, oricum o să poată, nu știu, colegii, cine acolo, administrator, să obții un profit de acolo dacă sunt prevederi clare, e imposibil. Dacă nu sunt prevederi clare, înseamnă că sunt căi de a se îmbogăți ilicit, ceea ce nu este bine, indiferent de culoarea politică, indiferent. Domnule Mucan, eu vreau să discutăm în cele ce urmează, cred că mai avem vreo 3-4 minute la dispoziție, despre un aspect tehnic. Dacă Apa Canal sau, nu știu, cineva din cercetători au stabilit faptul pe cât a fost programate anumite rețele și odată cu extinderea anumitor zone ale capitalei, dacă presiunea cu care ajunge această apă în apartamentele noastre corespunde cerințelor. Pentru că deseori noi cred că în calitate de consumatori vedem că cineva mai consumă și presiunea cel puțin nu este cea pe care ne-am fi dorit-o. E așa? Nu e chiar așa. Deci poate și așa. Sunt regiuni unde presiunea nu ajunge la cei care trebuie. Sunt oricum standarde de presiune și conform proiectului, proiectării, când se proiectează careva rețele, conform proiectului se instalează stații de pompare și presiunea trebuie. Deci nu este o stație de pompare, de exemplu, la Ciocana și atât. Prin municipiul Chișinău, în Chișinău, există mai multe stații de pompare care regulează anume presiune ca să fie în rețea. Și eu, din punct de vedere tehnic, ele ar trebui să corespunde în diferite colțuri. Eu nu văd problema în asta ca să... Cu o mică excepție. Vă rog. Mă scuzați. O mică paranteză. Da. Câte blocuri se construiesc acum și în curți și unde dorești. Însă asta este pe sistema... calculată corect. Să fie. Și de multe ori nu face față și sunt mașini de spalat și multe alte, de tot ce dorești acum și vasele de spalat și tot ce dorești. Se consumă foarte multă apă, da? Și este calculat corect. O presiune oarecare, ce nu este asigurată și nu este asigurată și calitatea apei. De ce se ia și se instalează la mașinile de spalat acolo un dispozitiv de precurățare, de... Nu corespunde apa, da? Calitatea apei, nu asta e ce? Deci noi, dacă vorbim de sectoare noi, acolo e altă întrebare. Dar dacă vorbim de centrul orașului, de sectoare vechi, unde rețele sunt vechi și se construiesc blocuri locative cu 20 de etaje, atunci e clar că... Domnule Acov, vreau să vă aud pe dumneavoastră și după aceea punem punct ediției de astăzi. Ce urmează să întreprindă fiecare? Pentru că am constatat, vorbim despre o calitate a apei care uneori nu o putem verifica și nu suntem siguri pe ea, vorbim despre problema contractelor care rămâne a fi undeva în aer, vorbim despre anumite lacune pe plan legislativ, vorbim despre faptul că avem debranșări, avem conectări, cer scuze, ilegale și așa mai departe și eu cred că aceste probleme, șirul acestora ar putea continua. Iată ziua de mâine. Ce ne-ar mobiliza pe noi, pe de o parte societatea civilă, pe de altă parte reprezentanții Apa Canal pentru ca acel car să se mute din loc? Deci, chiar așa și este. Avem probleme atât pe plan de management, care vine de sus, începând cu managerul general al instituției, fiecare în parte, la noi în municipiul Chișinău este vorba despre Apa Canal Chișinău, și partea legislativă, însă haideți să facem așa, să pornim de la ce?
de la ce e că auditul nu s-a, de către Curtea de Conturi nu s-a efectuat doar în 2016, s-a efectuat și până atunci în repetate rânduri mulți ani în șir. Și Curtea atenționează în primul și în primul rând conducerea întreprinderilor apă canal din toată Republica, din seama asupra faptului că oameni buni, noi v-am arătat vouă care sunt minusurile gestionării și a patrimoniului noastră și a tehnicii și așa mai departe. Haideți să clarificăm subiectul. Trec ani în șir, problema este una și aceeași, însă nu se hotărâște. Deci e necesar de o voință. O voință, în primul rând, politică și, în al doilea rând, din partea managerului general. Și atunci, dar se va face. Însă atunci când este scopul este pus acestui manager de la conducerea guvernului să procedeze în așa mod, ea va proceda așa. Deci este nevoie de la cap. Avem nevoie de un guvern care să aibă ca priorități anumite situații care nu se va discuta prețul, se va pune scop de a face, da? Și până la managementul instituțiilor în sine. Domnilor invitații, vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru punctele de vedere pe care le-ați exprimat. Vă aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, vă reamintesc că a fost Reflector Analitic. Am discutat despre calitatea apei din municipiul Chișinău și despre problemele care se confruntă această instituție care ne aduce apa la robinet. Eu vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!